voi o poveste, da? Eu sunt povestitorul. Patru povești frumoase, gogonate. Patru povești gogonate, scrise de un povestitor care se numește Gheorghe Mocanu. Dânsul este. Dânsul este povestitorul. Îl vedeți? Domnul Mocanu a crescut, s-a făcut baia mare, a ascultat cum sunteți și voi, a învățat, da? Și a ajuns povestitor. Și atunci a scris mai multe cărți de povești pe care o să le citiți când veți fi mai mari. Voi copii sunteți la începutul coacerii, ca un fruct. Un fruct când e la început are nevoie de sevă mai multă. Iar în momentul acesta cea mai bună sevă este povestea. O poveste vă spune ceva ca să vă transmită un mesaj. Iar mesajul unei povești este unul simplu. E acela că binele va învinge răul. Înțelegeți? Da. Ei, în întâlnirea noastră de astăzi, în povestea pe care noi o să o scriem împreună, și care o să rămână înregistrată în memoria voastră de copii frumoși, veți urmări un filmuleț de prezentare a poveștii. Apoi, doamna Janin Vadislav, altă povestitoare, să o aplaudați, vă rog frumos, scrie povești și realizează filme. Doamna Janin realizează și filme documentare. A realizat o parte din filmul pe care o să vedeți. Când citiți, vă închipuiți, nu-i așa? Imaginăm! Asta este. Ce este o poveste? Un vis. Este un vis pe care l-a visat povestitorul, cel care a scris povestea, și vi l-a dăruit vouă. De ce credeți că vi l-a dăruit vouă? Ca să creșteți frumos, să învățați lucruri frumoase, să vă bucurați de ceea ce vedeți și să țineți minte, pentru că mulți dintre cei mari uită, cât de frumoasă a fost copilăria. Înțelegeți? O poveste ne îmbogățește, ne aduce lucruri noi în viață, ne face să devenim mai isteți și mai inteligenți, ne ascute mintea. Știi ce înseamnă asta când ne ascunde mintea? Adică ne ajută să învățăm. Asta este. Spune tare, fața la prietenii tăi. Ne ajută să învățăm. Asta este. Cum te numești? Dragoș. Dragoș, uite, de-aia mi-e drag de el. Dragoș este un copil frumos. Este frumos? Da. Aplaudați-l! Așa este iepurașul meu din cartea asta. Uite cum arată el acum. Da! Și să vedeți voi iepurașul ăsta în povestea asta, cât de isteț este și cum îi pune la pământ pe toți. Că este el urs, că este el leu, că este el jaguar, că este ciof. Deci el câștigă întotdeauna. De ce? Pentru că este cinstit, este frumos, este elegant, este sfios, fricos. Și cu frică chiar de Dumnezeu. Și el câștigă întotdeauna, pentru că are toate aceste calități. Ia uitați la Dragoș. Ce vreau să vă spun despre el? Că am fost și eu exact ca Dragoș. Așa eram, cu ghiozdanul în spate. Ia uite. Și mergeam 10 km în fiecare zi să ajung la școală prin noroi. 10 km. Prin pădure, unde erau urși, erau lupi, erau vulpi. Și mergeam și nu mi-era teamă. Și am învățat carte. Și acum am scris aceste povești din amintirile mele ca să le citiți și voi. Vreți să le citiți? Da! Atunci vă spun și eu două întâmplări de când eram ca Dragoș. Eram la școală, învățam bine, dar într-o zi am luat un 4 la matematică. Mi-a pus doamna 4 la matematică. Știți ce s-a întâmplat?
Nu. Ia să vă spun eu ce am făcut. Și n-am făcut bine. Am ascuns carnetul de note în lada cu mălai. Avea o ladă mare, din căpeau 4 saci cu mălai. Deci vă dați seama, era cât pupitrul ăsta. Și l-am băgat tocmai la fund, tocmai jos, 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 jos. Până a terminat mălaiul acasă, am uitat de carnet. Și când s-a terminat mălaiul și se ia cuva, mama a băgat sita și când a luat, ce-i ăsta? A văzut carnetul meu din notă, tot mă întreba, unde e carnetul tău? Păi că mi l-a luat profesorul ca să mai pun o notă. Ba că mi l-a luat un coleg, s-a dus acasă. Minciuni! Vedeți că tot m-a prins până la urmă. Am uitat că l-am pus acolo și când s-a terminat mălaiul, a găsit carnetul. Și zice, ia vină mătăluță încoace, unde ziceai că e carnetul ăla de note? Păi la, nu ți-am spus că e la școală, că e la doamna profesoară, că vrea să mai facă, vrea să mai treacă. Da? Și ia mai spui tu, parcă altădată mi-ai spus că e la un coleg. Da, am spus, dar cred că am uitat eu. Dar ăsta ce este? Și mi-arată carnetul, mătăluță, ia spune mătăluță, ce, cum se numește ăsta și apoi este. Am încremenit cu totul. Și am văzut că nu-i bine să spui minciuni. Andreea? Să ne scrie domnul Stanley. Gata. Te citești de la Petru? Cum? Ana Elena. Ana Elena. Cum scrie? Da. Gata.